Bună ziua, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, domnul Florin Gianul, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua, Bună bine ziua, ați venit în mulțumesc pentru studioul invitație. nostru, Mulțumesc cu pentru mare invitație. drag. Începem cu un subiect care este pe buzele tuturor românilor în ultima perioadă, creșterea prețului carburanților, care ne afectează fără să vrem pe toți. Cum vi se par ultimele declarații ale reprezentanților guvernului în ceea ce privește acest aspect? Mă refer aici dacă ați văzut și declarația de ieri a domnului Tăriceanu, cum că prețurile nu ar fi crescut, deși la pompă se vede altceva. Sigur, nu e atât de important să comentezi declarațiile unui om politic sau ale administrației, ci mai degrabă faptele și acțiunile în sine. Dacă e să ne uităm la supraacciză, mediul de afaceri nu înțelege de ce a fost scoasă la 1 ianuarie ca să fie reintrodusă după 9 luni în economie, pentru că atunci când ai o taxă de orice natură sau un anumit cod fiscal, ia o perioadă de timp pentru a fi asimilat de către, și în general de către populație și de către mediul de afaceri, așa încât prețurile să se așeze. Și această supraacciză era deja în prețul carburantului, care cumva se uniformizase și era la un nivel nu foarte ridicat și acceptabil pentru toți. După ce s-a scos, și în general acest lucru se întâmplă cu orice taxă fiscală, parafiscală și așa mai departe, după ce scoți această taxă, nu se vede în prețul imediat, adică cuantumul cu care scoți taxa nu se o să se vadă și în scăderea prețului cu exact același cuantum. Asta s-a întâmplat și cu carburanții. S-a scos supraacciza, prețurile nu au scăzut cu nivelul supraaccizei, după care când reintroduci supraacciza, tendința prețurilor e aceea de a crește cu nivelul, cel puțin cu nivelul supraaccizei. De aici, de fapt, toată această tevatură nu trebuia să fie scoasă, pentru că e evident că bugetul de stat, și asta ar trebui, de fapt, să spună guvernanții, bugetul de stat are nevoie de resurse. Acum, sigur, e o discuție spre ce se duc aceste resurse și putem să dezbatem acest subiect, dar nu trebuie de fiecare dată să, nu știu, să se ferească și să nu recunoască, de fapt, că, bineînțeles, pui o taxă, e logic că prețurile cresc, cel puțin cu nivelul acelei suprataxări. Care ar fi fost atitudinea corectă în ceea ce privește acest aspect? În primul rând, nu putem vorbi de o atitudine corectă punctuală, ci de o atitudine corectă generalizată și de o abordare Nu putem corectă. spune că reacția domnului Tăriceanu de ieri a fost una corectă. Încă o dată, nu comentez punctual pentru că nu intru în astfel de dezbateri. Fiecare își duce crucea așa cum știe, poate și înțelege lucrurile. Abordarea corectă ar fi fost, în opinia noastră, și asta am cerut-o și anul trecut prin lansarea acelui document, programul de guvernare al mediului de afaceri, în care am spus că cel mai bun ministru de finanțe și cel mai bun guvern va fi acela care 5 ani de zile nu se va atinge de codul fiscal, tocmai pentru a-l lăsa să fie asimilat. S-a dovedit în ultimii 2 ani o stabilitate macroeconomică, o stabilitate financiară, diversele categorii sociale ale populației, eu știu, mă refer la medici, profesori, cei din apărare și așa mai departe, nu au avut mari mișcări sociale și să spună că, virgulă, câștigurile sunt într-atât de jos. Și atunci, printr-o politică fiscală adecvată, menții lucrurile. Orice s-a întâmplat acum a fost faptul că au fost transferate foarte mult din această presiune a bugetului de stat pe creșterea salariilor într-o zonă nesustenabilă, pentru că ce înseamnă de fapt creșterea salariilor în zona bugetară? Realizează mai multe lucruri. Pe de o parte, realizează o ruptură de mediu privat, de cel care creează plus valoare și care poate sau nu poate să țină pasul cu o astfel de creștere și dacă ea nu este coroborată cu productivitate, cu posibilitatea unor companii într-un anumit moment, e greu să ții pasul. Și al doilea lucru e că creează o continuitate.
salariile trebuie plătite și luna aceasta, și luna viitoare, și anul viitor, și peste 2 ani, ori veniturile, dacă nu le ai pe măsură în bugetul de stat, nu poți să menții o zonă fixă de cheltuieli, pentru că se mărește decalajul, trebuie să te împrumuți, trebuie să privatizezi fondurile europene, care sunt și ele un an, 2, 3 ani de zile, după care nu le ai. Deci trebuie să fii foarte atent unde menții cheltuielile fixe, plus nu mai vorbesc de diferențierea aceasta în zona investițiilor. Adică iei de la investiții și duci în zona salariilor, o zonă total nesustenabilă. Deci, revenind la întrebarea dumneavoastră, aici ar fi trebuit făcută diferențierea. Nu te apuci să debalancezi economia prin anumite măsuri nesustenabile, ca după aia să cauți de unde faci rost de bani. De altfel, asta se întâmplă acum și e pe înțelesul oricui. Tot referitor la măsurile guvernului condus de Mihai Tudose, am văzut că ați demarat o campanie publică împotriva obligativității ca de la 1 ianuarie 2018 toate firmele să plătească TVA într-un cont separat. Ce implicații are acest demers? Câte semnături ați reușit să strângeți până în acest moment și ce efecte vă așteptați să aibă? Noi am lansat mai multe acțiuni în această campanie, una dintre ele fiind legată de o petiție online care deja are 5.000 de semnături într-o săptămână. Am trimis și scrisori fiecărui parlamentar din toate partidele politice pentru a nu susține această măsură. Am reportat și o mică victorie de etapă, în sensul că în Comisia Buget Finanțe din Senat s-a aprobat exact amendamentul pe care l-am propus și noi, adică să rămână opțional pentru firme, să vedem câte firme își doresc acest lucru și dacă e un succes, după un an de zile, 2 ani de zile, atunci poți să introduci obligativitatea. Dacă vezi că 90% dintre firme își doresc acest lucru, atunci poți pentru celelalte 10% să-i obligi. Dar în momentul în care din sondajul nostru reiese faptul că 98% dintre firme spun că activitatea lor le va fi afectată și că nu-și doresc această măsură, atunci nu poți să impui pentru cele 2%, 3% dintre firme care își doresc, să impui o regulă generalizată pentru toți. De altfel, aceasta e și implicația pe care noi am statutat-o, faptul că va bloca economia această măsură, pentru că gândiți-vă că 19% din disponibilul de numerar al unei firme va fi blocat într-un cont în care nu ai voie să umbli numai decât după ce vine ANAF-ul și îți dă binecuvântarea, să spunem așa. Ori capacitatea ANAF-ului este limitată, complexitatea economiei, vorbim de întreprinzători mici, care, eu știu, la țară, la un chioșc, vând încă pe caiet, sau vorbim de întreprinzători mari. Gândiți-vă că un operator în sfera comunicațiilor sau a, nu știu, gazelor, curentului electric, fac 2,5-3 milioane de facturi lunar. Păi ce ANAF va veni să facă un decont de 2,5-3 milioane de facturi? Vă dați seama, poate întreg ANAF-ul să vină numai la un operator și avem 400.000 de operatori. Deci măsura nu este aplicabilă. Ori victoria pe care o menționam mai devreme, acea victorie de etapă, e legată de faptul că în Comisia Buget Finanțe a fost preluat amendamentul nostru să rămână opțional sau în relația cu statul. Statul poate să impună, să spună, cum e în Italia, spună dacă lucrez cu statul, am contracte cu tine, pot să-ți plătesc într-un cont separat de TVA. Și acceptabil, sunt banii statului, în esență sunt tot banii noștri veniți prin taxe și impozite. Da, statul poate să spună, să impună acest lucru. Am văzut însă că s-ar putea ca această victorie de etapă să-i dăuneze președintelui Comisiei Buget Finanțe, domnul Eugen Teodorovici. Am văzut niște declarații publice, politice, că și-ar pierde susținerea din Comisia Buget Finanțe, ceea ce, cum să zic, e un semnal îngrijorător și trist pentru mediul de afaceri și, în general, pentru oameni. Adică, dacă cineva vine în sprijinul a ceea ce cer 99% dintre întreprinzători, înseamnă că el nu e bun și că funcția tulbură, sau cum am spus, și atunci trebuie să-l schimbăm, să vină unul care e obedient față de o anumită direcție, să menținem drumul de a ne duce direct în zid, fără să luăm piciorul de pe accelerație sau să apăsăm pe frână. Cum apreciați lupta guvernului de până acum împotriva evaziunii fiscale? Ce ar trebui îmbunătățit?
din punctul dumneavoastră de vedere? Păi, nu știu, ei ar trebui să aprecieze cum se luptă cu evaziunea fiscală. Ceea ce putem spune noi din mediul de afaceri e aceea că nu iei o măsură dacă constați că ai, nu știu, un comportament de firme incorrecte de 5%, 10%, habar n-am cât, dar nu iei o măsură care să afecteze întreg mediul de afaceri, cum e acest TVA split, pentru că explicația oficială a fost că evaziunea în sfera TVA-ului e foarte ridicată, se constată că există o evaziune în sfera TVA-ului și atunci luăm o măsură pentru tot mediul de afaceri, blocăm tot mediul de afaceri. În opinia noastră, lupta împotriva evaziunii fiscale ar trebui dusă în domeniile în care știm că există evaziune fiscală și nu e complicat, eu știu, petrol, gaze, tutun, agroalimentar, deci domeniile se știu. Și ar trebui să îmbunătățim legislația în sensul acelor prețuri de transfer, cum își iau unele companii de aici și se mută profiturile în alte zone, în sensul unor controle mai stricte în aceste zone. Și, în opinia noastră, formula care cu siguranță nu va da greș este digitalizarea. În momentul în care ai în mod electronic toate datele și le și folosești, pentru că și acum ANAF-ul, Ministerul de Finanțe, Registrul Comerțului, instituțiile statului dețin datele și financiar contabile și de acționariat și așa mai departe, dar nu le folosesc în mod nu știu, ca valoare în mod calitativ. Deci în niciun fel nu le folosesc. Noi am spus, dom'le, constatăm că cine evazionează TVA-ul? Nu știu, cetățenii străini care vin aici sau care nici măcar nu vin aici și pe numele cărora se înregistrează firme în România. Da? Păi ce e complicat în baza de date a ANAF-ului să ai un red alert, un steguleț roșu, un cetățean sârb, albanez sau mai știu eu cine și a înregistrat o firmă în România. Păi ia să trimitem un contract preventiv, un control, cer scuze, preventiv acolo să vedem ce se întâmplă. Deci nu e complicat absolut deloc. Și să știți că foarte mulți oameni de afaceri ridică așa din sprâncene asupra lucrurilor ăsta. Nu e posibilă evaziunea fiscală fără concursul autorităților publice în acest moment. În ceea ce înseamnă, așa cum spuneam, digitalizarea, controlele, e greu să se întâmple aceste lucruri. Constați că o firmă nu plătește TVA un număr de luni. Păi ia, mergi și fă un control acolo. Nu, noi nu mergem și controlăm într-o anumită sferă, într-o anumită direcție și așa mai departe. Deci cam astea sunt soluțiile, nu e nimic complicat. Care sunt cele mai mari probleme ale mediului de afaceri în momentul acesta? Se constată din cercetarea pe care noi o realizăm anual, Carta Albă a IMM-urilor, o cercetare complexă pe 20 de indicatori economici în fiecare an. Această cercetare se face pe 1500 de întreprinzători. Am realizat-o și la începutul acestui an și am dat-o publicității în luna iunie. Se constată că cele mai importante probleme sunt în următoarea direcție. În primul rând, după 20 de ani de când noi facem această Carte al IMM-urilor, n-a apărut niciodată pe primul loc concurența neloială. În acest moment, în acest an, concurența neloială e percepută drept cea mai mare amenințare de către întreprinzători. Concurența neloială care vine mână-mână cu ceea ce spuneam anterior, cu un stat performant, un stat care să fie să aibă niște politici publice și fiscale stabile, predictibile. În al doilea rând, bineînțeles, continuă problemele sistemice, le spune, ale economiei românești. Birocrația, fiscalitatea care se schimbă în mod constant, lipsa de predictibilitate și stabilitate sau accesul la finanțare. Dar, așa cum spuneam, pe primul loc a apărut această concurență neloială care nu se clasa în primele 5 locuri niciodată. Ah, și am uitat să menționez lipsa locurilor de muncă. E o problemă actuală, extrem de stringentă. Eu vin și ieri am fost la o ședință a Bordului Uniunii Europene a IMM-urilor, unde am calitatea de vicepreședinte și colegi din Polonia sau din alte țări din Estul Europei ridicau exact aceeași problemă a lipsei forței de muncă, pentru că
Foarte mare parte din populația activă a țărilor din Est, din România, Polonia, Serbia, Ungaria și așa mai departe, au mers în vestul Europei și au rezolvat problema forței de muncă din vestul Europei și acum am rămas noi cu o mare problemă. Polonezii, de exemplu, spunea președintele IMM-urilor din Polonia, au importat în aceste momente 1 milion de ucrainieni care să vină și să lucreze în Polonia. Și la noi e un deficit uriaș de forță de muncă și e una dintre problemele principale ale IMM-urilor și ale mediului de afaceri, în general, fie că sunt companii mari sau companii mari, mici sau mari, scuze. Ce amprente și-au lăsat aceste 9 luni de guvernare asupra mediului de afaceri din România? Păi ne uităm pe analizele economice și vedem faptul că investițiile publice au scăzut dramatic, 17% față de anii precedenți, și așa nu erau ele foarte ridicate, dar acum și mai mult au scăzut și au fost mutate în sfera salariilor și a cheltuielor nesustenabile. Mediul de afaceri își contractă și el activitatea, deci am văzut inerțial o creștere economică, o să vedem și cealaltă parte a monedei cât de curând. E o prudență foarte mare în ceea ce înseamnă și investițiile, atât investițiile capitalului autohton, cât și investițiile străine directe au scăzut și ele foarte mult în acest an, pentru că lipsa de predictibilitate și stabilitate îi spune cuvântul. În momentul în care ieși cu măsuri după care le retragi, încerci alte măsuri, iar le retragi pe acelea, nu există analize de impact, nu există testul IMM pentru fiecare din aceste măsuri, atunci mediul de afaceri, bineînțeles că reacționează. Întâi se uită cu suspiciune la ce se întâmplă, așa, după care își restrâng activitatea. Și e o problemă majoră a faptului că încă guvernanții nu înțeleg și nu e numai problema acestui guvern, ci și a guvernelor anterioare, fie de tehnocrați sau guverne politice, nu înțeleg că statul este cel mai mare contractor din economie. Nu numai în România, oriunde în lume, statul e cel mai mare contractor și atunci ar trebui să se comporte ca atare. Ar trebui să stimuleze economia, să lanseze foarte multe lucrări publice, ar trebui să înțeleagă că o investiție realizată în economie, eu știu, în infrastructură, pe cale de consecință va crește economia, va scădea șomajul, va dezvolta o întreagă comunitate. Dau exemplu județul Constanța, care odată ce a avut această autostradă de la București până la Constanța și a dublat PIB-ul, ceea ce arată de fapt forța a ceea ce înseamnă o investiție publică. Și trebuie să fim foarte atenți pentru că investițiile în infrastructură deja ne ocolesc. Coridoarele din infrastructură deja ocolesc România. Încep să treacă prin Bulgaria, care și-a terminat infrastructura, Serbia, care și ea stă foarte bine pe infrastructură, Ungaria, care e foarte bună în zona de infrastructură. Și de aici vor apărea foarte multe diferențe economice. Și aici ar trebui mai degrabă guvernul să-și lase amprenta. Cum apreciați că se descurcă în acest moment ministrul Ilan Lofer? Se descurcă? Ilan Laufer e un om care muncește, pe care eu l-am, pentru că eu l-am propus ca și secretar de stat atunci, mă rog, cu susținerea partidului de guvernare. E un om pe care l-am văzut trup și suflet pentru programul Startup Nation. Sigur că și el are foarte multe lucruri de învățat. E un pic prea tânăr pentru această poziție, dar cred că nimeni nu a fost pregătit înainte să ajungă ministru sau să fie într-o anumită poziție publică. Acum, sincer, mi-aș dori din partea lui un lucru pe care îl spun și față în față de fiecare dată, nu am reținere în acest sens. Mi-aș dori din partea lui să aibă o poziție mai puternică, o poziție mai puternică în ceea ce înseamnă aceste măsuri care afectează mediul de afaceri. Pentru că ministerul totuși este un minister pentru mediul de afaceri. Adică un minister al mediului de afaceri, un minister care sprijină mediul de afaceri. Și atunci eu mi-aș dori din partea lui să se opună unor măsuri de tip split TVA, să meargă acolo, să spună, uitați,
stakeholderii mei vin cu această poziție. Nu putem totuși să ignorăm avize negative în CES, o opoziția întregului mediu de afaceri. Și atunci el ar trebui, de fapt, să fie vocea mediului de afaceri în guvern. De aici, asta e și un sfat. Să aibă forță mai mare de acolo unde reacție. merge. Și eu o nu prea am atitudine mult mai văzut puternică în reacții fața din colegilor. partea domnului ministru pe Eu cred că e o chestie subiecte. generalizată. Eu nu am văzut reacții din partea nimănui. Dacă se stabilește de la nivel de conducere al partidului că se face o anumită măsură, chiar dacă ea n-are nicio legătură cu realitatea sau blochează economia, se aliniază cu toții acolo și merg în șir indian și spun că e foarte bună. Până la faza contrarie în care se arată că acea măsură nu e bună și după care le trecem la discutate și uitate. Să ne Așa cum așa ar așteptăm trebui la să... o criză economică în anii Nu știu, următori? cred că la o criză economică, însă evident că provocările sunt continue și dacă nu ai o stabilitate, predictibilitate, oricând poate apărea o criză economică. Nu știu, v-am explicat la începutul interviului că în opinia noastră e foarte periculoasă această mărire a salariilor, care reprezintă o componentă fixă în bugetul de stat, dar nu ai veniturile pe măsură care să compenseze. Pentru că salariile, așa cum spuneam, le plătești și luna asta, și luna viitoare, și anul viitor, și așa mai departe. Și te bazezi pe ce anume atunci când trebuie să ai și venituri și cheltuieli. Da? Care sunt veniturile care îți spun ție că da, poți să mărești de 5 ori salariile în această țară? Niște venituri prezumtive, câteva lucruri care, ok, în această perioadă poți să spui, ai fonduri europene și accelerezi absorbția fondurilor europene. Dar se termină fondurile europene. Mai privatizezi ceva ca să mai aduci o gură de oxigen la bugetul de... Se termină și asta. Mai pui niște taxe. Mai pui niște taxe, dar cine le mai plătește taxele respective? Deci lucrurile, apropo de întrebarea noastră, criza poate apărea oricând, dacă nu ești stabil, predictibil și onest cu realitatea. Revenind în urmă cu câteva luni de zile, dumneavoastră ați fost primul ministru care a plecat din guvernul Grindean. Cum apreciați că a evoluat guvernarea PSD-ALDE după demisia dumneavoastră? Eu mi-aș fi dorit-o să fie într-o zonă mai profesionistă. Așa cum am spus și poate devine deja obsesiv acest lucru, o zonă a stabilității, a predictibilității, o zonă... Atunci când lucrurile... E ca în sport, ca în principiile din sport. Când o echipă funcționează, nu schimbi echipa. Când lucrurile merg, de ce să schimbi lucrurile? Doar de dragul de a le schimba? Ce nu mi-a plăcut și nu îmi place în continuare e această avalanșă de schimbări, ca și cum România merge foarte prost și trebuie să schimbăm lucrurile cu totul. Trebuie să schimbăm mecanismele economice de taxare, de lucru, de contracte de muncă, în toate categoriile sociale. Trebuie să schimbăm lucrurile, să le reașezăm. Ori, în opinia mea, e exact invers. Nu trebuie să schimb lucrurile și lucrurile care funcționează, ci trebuie să faci reglaje fine în zonele pe care le observ că nu dau rezultatele pe care tu le aștepți. Și mai e un lucru. Economia funcționează foarte mult pe bază de percepție. Nu poți să faci schimbările pe care o hârtie le suportă. E foarte simplu. Atunci când calculezi toate acele date privind programe de guvernare, măsuri și așa mai departe, pe hârtie arată foarte bine. În clipa în care le pui în practică și le pui pe toate odată, bulversezi de fapt întreaga societate și toate categoriile sociale. Fiecare măsură trebuie făcută, în opinia noastră, în mod profesionist. Adică faci o analiză de impact, vezi care e impactul, vezi dacă o mai pui în aplicare sau nu o pui în aplicare. Nu e niciun fel de rușine și asta iarăși nu-mi place. Avem niște măsuri, pe astea trebuie să le aplicăm. Dar stai puțin că s-ar putea ca măsurile alea ți le-ai propus anul trecut, anul ăsta situația e un pic altfel. Nu e nicio rușine să spui și asta nu o văd la politicieni. Să spună, doamne, măsura pe care am propus-o n-a fost bună. Cum a fost, de exemplu, în 2015
ministrul Teodorovici cu acea impozitare a bacșișului. S-a constatat că nu funcționează, că n-a fost bine. Ești public și spui, doamne, a fost o prostie. Nu persistăm în prostie. Știți, problema e atunci când persiști într-o anumită direcție. Asta mi-aș dori. Mult mai multă atenție, mult mai multă grijă față de societate și să nu încercăm să impunem schimbări doar de dragul de a face anumite schimbări sau peste tot să realizăm schimbări. Nu se impun. În mediul economic nu se impunea nicio schimbare, în opinia mea. Și de asta noi am pus acel program de guvernare al mediului de afaceri. În clipa în care am acceptat să merg în guvern, s-a preluat programul de guvernare al mediului de afaceri cu toate cele lucruri pe care noi le-am pus. Și eu mă așteptam la foarte multă stabilitate în această perioadă. N-aș fi acceptat. Dacă aș fi fost acolo, nu știu dacă aș fi rezistat până acum, vă spun sincer, pentru că probabil aș fi amenințat cu demisia destul de des. Cum ieși cu o măsură, nu știu, impozitarea gospodărilor. Asta e puțin, că nu poți să faci acest lucru. Ok, putem să-l pregătim, dar hai să ne uităm în alte părți. Statele Unite, extrem de nefericit, s-a plecat de la 7 pagini, s-a ajuns la 36 de pagini. Hai să ne gândim la situația României. România e o țară rurală care are foarte multă populație în zona rurală. Ne așteptăm că o să vină mamaie și o să, de la țară și o să completeze ea un formular de 36 de pagini cu câte găini are în curte sau ce se întâmplă? Nu. Etc. etc. Deci sunt măsuri pe care, la care cu siguranță m-aș fi opus vehement și public, pentru că nu le poți aplica. Teoria economică, bunul simț, spune că nu poți să faci aceste lucruri. Ați văzut și ce a pățit domnul Țuțuianu? Credeți că este o criză de oameni în actualul guvern? Vedem cum oamenii sunt mutați de la un minister la altul. E o criză de leadership și de profesioniști. Nu știu dacă e o criză indusă, o criză adusă sau o criză generalizată. Îmi place să cred că România mai are specialiști în diverse zone și că ei pot performa și de altfel e și mesajul pe care îl am și transmis președintelui PSD la un moment dat, în care am spus că dacă vrea să aibă o guvernare profesionistă, atunci ea trebuie făcută cu oameni profesioniști, cu oameni foarte buni. Pentru că de altfel asta e o regulă banală în orice obiectiv pe care ți-l pui și în orice echipă pe care o construiești. Trebuie să ai în jurul tău oameni, dacă nu la fel de buni, mai buni decât tine, pentru că performanța numai în acest fel vine. Nu cred în oameni mesianici care le știu pe toate, care vin și spun și în sănătate ce trebuie făcut și în educație. Și viața e și scurtă, specializarea, cu toți am trecut prin zona de educație, n-ai cum să te specializezi în toate lucrurile și atunci ia profesionistul cel mai bun din sfera respectivă. Că e membru de partid, că nu e membru de partid, nu asta contează. Îl faci și membru de partid dacă e nevoie, dar iar să facă treabă, pentru că face treabă pentru țară, pentru familiile și comunitatea noastră în ansamblu ei și pentru partidele respective. Asta nu au înțeles, nu a înțeles niciun partid în ultimii 27 de ani. Și s-au deprofesionalizat toate partidele, nu unul sau altul. Uitați-vă și la toate celelalte partide, ce lipsă de profesionalism e acolo. Pentru că nu au înțeles că nu obediența aduce valoare adăugată, ci profesionalismul. Și dacă vrei să fii și să câștigi alegeri și să faci treabă, trebuie să faci cu oameni buni și cu oameni serioși. Nu poți să o faci cu strict cu oamenii de partid. Deci criza, nu știu dacă e indusă, e adusă de profesioniști, dar o vedem cu toți, nu putem nega. Ce relație mai aveți în acest moment cu domnul Sorin Grindeanu? Cu Sorin Grindeanu? Am mai vorbit de câteva ori pe WhatsApp. Altfel nu, nici nu m-am mai văzut de când am plecat din guvern atunci. Mă rog, eu... am vrut să am o întâlnire atunci, înainte cu el, înainte să plec, pentru că așa era normal. Normal. Dar nu mi-a răspuns. I-am scris, i-am solicitat să avem o întâlnire în care să explic poziția mea, faptul că consider unele lucruri incorrecte, că vreau să-mi aduc aportul în continuare din sfera publică, pentru că
Eu cred că toți trebuie să ne aducem aportul. Nu e cineva, îi lăsăm responsabilitatea ministrului X, a întregii societăți. Nu. Trebuie să-l ajutăm cu toții. Și nu mi-a răspuns atunci. Lucrurile au trecut. Am mai avut câteva discuții, v-am spus, pe WhatsApp în ultima perioadă, dar strict amicale, nimic altceva. De altfel, nici nu am avut o relație înainte. Eu l-am cunoscut pe Sorin Grindeanu atunci când s-a format guvernul. Nu ne cunoșteam înainte. În guvernul Victor Ponta, eu am fost înaintea lui și nu ne-am intersectat. Cine v-a recomandat pentru intrarea în guvernul Grindeanu? Familia, ca să fac să spun o replică celebră. Păi munca publică. Faptul că noi am lansat în toamna anului trecut, înainte de campania electorală, programul de guvernare al mediului de afaceri, a făcut ca să avem întâlniri la nivel politic cu toate partidele politice. Și PSD-ul a făcut o mare întâlnire în campania electorală cu întreg mediul de afaceri. Au preluat tot programul pe care noi l-aveam și dacă uitați la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, toate acele măsuri sunt gândite de noi, cu licee de antreprenoriat, cu programul Startup Nation, cu agenții de atragere de investiții, etc., etc. Și au spus, noi preluăm toate măsurile pe care voi le-ați spus aici și creăm acest minister. Vă interesează chestiunea asta? Și am spus, bineînțeles, da. Adică, cum să spun, orice cetățean al acestei țări primește cu mândrie o astfel de invitație și cu determinare și responsabilitate. M-am dus acolo convins că o să fac treabă, că o să, pentru comunitatea din care eu provin, în care de altfel m-am și întors, pentru că ei îi aparțin și îi aparțineam, nu, eu n-am fost membru de partid, niciun partid, nici la PSD, nici la un alt partid politic, am mers ca și tehnocrat și prima oară și a doua oară. Și când lucrurile în februarie nu s-au întâmplat conform cu credințele mele și ale largii majorități a populației, am considerat că nu pot continua. Pentru că, în opinia mea, imaginea unei guvernări e dată într-o secundă. Nu trebuie ani de zile de lucru. Ani de zile de lucru pot fi dărâmați într-o secundă printr-o acțiune nefericită sau fericită, depinde acum cum se întâmplă lucrurile și se pune o sintagmă pe un anumit tip de abordare. Cum, de exemplu, anul trecut s-a pus sintagma Guvernul Zero pe sfera fondurilor europene, pentru că era realitatea, deși au încercat să o nege și așa mai departe. Anul ăsta pe Guvernul Sorin Grindeanu a fost cu noaptea ca hoții, sau ce s-a întâmplat. La revedere, în momentul ăla tu nu mai poți să mai faci absolut nimic. Și asta ei n-au înțeles, că trebuie să ai mare grijă prin măsurile pe care le iei și să te gândești de milioane de ori dacă faci un lucru și cum îl faci și în ce fel îl faci și cum afectează el, pentru că s-ar putea să-ți poarte numele. Și acum fiecare cum vrea să intre în istorie. Unii pot să intre în istorie cu o astfel de ștampilă sau alții vor să lasă ceva în urma lor. Amintiți adineauri de domnul Victor Ponta. Care mai este relația dumneavoastră cu dânsul și cu Daniel Constantin? Am văzut că și-au făcut acum o nouă formațiune politică pro-România. Ce Da. șanse credeți că au? Păi au șansele pe care și le fac ei. Dacă ei vor fi serioși, muncitori, determinați, vor avea mari șanse. Dacă vor aborda lucrurile superficial, nu vor avea nicio șansă. Eu am mers la lansarea acestui partid, vă mărturisesc și spun public din două motive. Unul, din faptul că eu sunt un om extrem de recunoscător. Dacă și Victor Ponta a fost cel care m-a invitat în guvernul lui. Nu pot să uit asta niciodată. Și e dureros faptul că vezi oameni care uită, care se pitesc, care acum nu mai se dezic și așa mai departe. Nu, un om care a făcut ceva pentru tine rămâne toată viața ca făcând acel lucru pentru tine. Și faptul că am avut onoarea ca el să mă invite să fiu ministru într-o guvernare, eu apreciez acest lucru. Deci, din acest punct de vedere am mers acolo și din al doilea punct de vedere, din curiozitate, să văd ce anume propun ca alternativă. Și acolo am văzut trei oameni la
la pupitru trei oameni care au făcut ceva și în guvernările anterioare, trei oameni profesioniști, adică celor doi pe care i-ați menționat, l-am adăugat și pe Sorin Câmpeanu, și care v-am spus, în opinia mea, orice demers public este pe cât îl vrei de succes și pe cât arăți tu de multă seriozitate și profesionalism. În egală măsură e și cu cei trei. V-a propus să veniți alături de el, domnul Victor Ponta, în Nu, noul proiect? nici nu mi-a propus și Aveți de nici gând? nu, nu, nici nu o să intru, nu știu dacă vreodată, nu spun niciodată în lumea politică, dar prin lege nu am voie să fac politică, fiind președintele unui patronat, a unei confederații patronale, prin statutul pe care noi l-am stabilit, nu avem voie să fim membri unui partid politic. Iar întâlniri politice am avut și cu în perioada aceasta și cu președintele Ludovic Orban și cu alți oameni politici, pentru că ăsta e rolul nostru. Și lor le-am spus ce trebuie făcut, le-am înaintat câteva din propunerile noastre legislative și celor de la PSD, tuturor. Deci noi nu avem acest tip de abordare și nu o să intru în politică, nu o să intru în niciun partid și ei știu acest lucru. Domnule Florin Jeanu, vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru. Vă mai așteptăm pe la noi, ori de Mulțumesc câte pentru ori mai invitație. avem subiecte arzătoare pe agenda publică. Mulțumesc frumos pentru invitație și de fiecare dată cu plăcere. Mulțumim cu mare drag. Mulțumesc.